Dragii mei, astăzi sunt în ospeție la doamna Maria Hizmicenco din comuna Bacioi, care are 4 copii, din Danu, încă, cum îi spune purădelul? Sandu. Și 2 băieți bolnavi de distrofie musculară progresivă Duchenne, Vasile și Valeriu. Dar când ați ieșit ultima dată afară cu băieții? Deci ei stau toată ziua așa la calculator, da? Afară doar de nu știu cum, dacă ceva să mai trebuiască prin ceva de dus de-a mai scoatem. Dar așa nu pot nici ca cum să-l scot. Eu de-am n-am putere să ridic în el ștate. Bine, eu vă urez curaj. Eu știu ce înseamnă asta, vă urez curaj.